Tinerii nu sunt interesați de măsura 112, prin care ar fi putut beneficia de un ajutor financiar substanțial în condițiile în care ar fi desfășurat activități agricole. Chiar dacă perioada de depunere a cererilor și proiectelor a fost prelungită cu o lună, tinerii s-au mobilizat foarte greu. Pe rol mai sunt încă 21 de potențiali beneficiari care ar putea să-și depună proiectele abia la sesiunea din mai. Din păcate, pe măsura 112, privind instalarea tinerilor fermieri, a fost depus un singur proiect. Această măsură avea nevoie de o mediatizare mai mare, dar autoritățile locale s-au mișcat greu. Măsura 112, măsură ce vizează instalarea tinerilor fermieri, este o măsură care vine în sprijinul tinerilor din mediul rural, o măsură prin care se pot primi până la 25.000 de euro, respectând anumite condiții impuse de program. Din păcate, în județul Bacău, până la această dată, nu s-a depus decât un singur proiect, deși potențiali beneficiari avem în număr de 21, din motive întemeiate, aceste dosare nu au putut fi primite până la termenul scadent din 27 martie 2009. Sperăm ca în sesiunea următoare, care va fi prin luna mai-iunie, toți cei 21 de potențial beneficiari să poată beneficia de sprijinul acordat prin această măsură. Deși condițiile de eligibilitate nu sunt foarte grele, tinerii din mediul rural au aflat târziu sau deloc de măsură pentru a primi 25.000 de euro. În prima etapă 15.000 și după 3 ani și alte verificări restul de 10.000 de euro, trebuie să aibă maximum 40 de ani, să fi întreținut și cultivat teren în ultimele 12 luni, să aibă studii medii, de preferință agricole, pentru a nu fi nevoit să urmeze alte cursuri de specialitate.